Accidentul s-a produs pe drumul european 70, în giratoriul dintre Alexandria și Vitenești. Șoferul a pierdut controlul volanului și mașina s-a răsturnat într-un șanț. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman și o ambulanță. Șoferul și pasager au reușit să iasă din mașină până la sosirea ajutoarelor, însă femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Lasă-o mai la val! Se pare că de vină ar fi viteza cu care rula șoferul. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.